Mi-e un pic ciudat să încep vlogul așa, având în vedere că este seară, nu e niciun caz dimineața, așa cum obișnuiesc eu să încep vlogurile. Dar de ce nu? Haideți să facem o schimbare. Deci, hello, este duminică, este cam ora 8:30. Am avut o zi în care am stat doar în casă pentru că am filmat și am editat și am postat. Abia am dat drumul unui haul din H&M de la reduceri. Port și eu o fustă pe care am cumpărat-o tot de acolo, dar dacă vreți să vedeți și celelalte haine și să vedeți mai în detaliu, voi invit să vă uitați la acel clip. Eu am terminat de filmat, de editat, v-am zis. M-am și machiat, nu m-am coafat pentru ziua de azi, pentru că mi-am ținut părul strâns. Dar în casă este un pic dezastru, așa că m-am gândit de ce să stau să fac curat când e duminică seara și pot să ies să mă plimb. Și m-am gândit, dacă tot fac chestia asta, ia hai să încep un vlog, că totuși a trecut o săptămână de când l-am făcut pe ultimul. Și e o ocazie super bună să mai stăm un pic de vorbă. Oricum, vă povestim mai multe când ajung acasă, fiindcă acum mă grăbesc. Deci hai să mergem să ne plimbăm prin oraș și ne reauzim acasă, cred eu. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run. Looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place where you'll make a just be alone. Acasă după o plimbare destul de scurtă, de cam o oră, cam așa. Doar am luat un pic de aer și am fost la cumpărături și am luat pâinici din astea pentru hot dog. Și acum ne așteaptă niște crembuși la fier. Și urmează să-i facem bun-bunuți. Și mi-am mai cumpărat eu ceva ce am ochit de mult timp. Nu neapărat produsul ăsta, însă visam eu așa... Să găsesc un ulei de plajă care să aibă SPF mai mare de 6, pentru că am găsit multe uleiuri de plajă care aveau SPF 6 sau deloc, chiar am unul în casă, dar nu eram mulțumită. Planul meu pentru plajă și mare era să mi-aplic crema cu SPF 30 sau 50 în cameră și apoi să mi-aplic uleiul pe plajă, doar că chestia asta era așa un pic aiure, se amestecau produsele, dar asta era soluția pe care o găsisem eu. Și am găsit treaba asta de la Elmi Plan, sincer nu mă așteptam să găsesc... De la Elmi Plant, un ulei de plajă care are SPF 30, deci e enorm, e super fain. Și are ingrediente super bune, zice că e rezistent la apă, fiind ulei, na, până la urmă nu se ia de la apă și n-are parabeni. Nu are alcool, chiar m-am mirat, e super bun și are SPF 30 și a costat 25 de lei, 25 de lei, 26 lei, cam așa. Și abia aștept să-l pun la teste, poate ajung și eu la plajă, mâine sigur nu, pentru că am colocviu de practică și termin și eu cu practica asta în sfârșit. Și cu facultatea, că facultatea e problema. Ia să vedem cum miroase, chiar sunt curioasă. Ce bine miroase. Miroase exact la plajă. Ah, super. Așa? Și apoi marți aș vrea să ajung la plajă. Sper, sper să fie și vremea bună și să avem și timp. Și poate aveau și pe voi cu noi. Da, și cam asta. Mâncăm. Clipul merge bine. Totul e super. Inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling, unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you, you should never have to hide. I can see the stars inside you, please just open up your eyes. Inside.
much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you. So much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the high. Să plec, voiam să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat. Am rochița asta de la H&M, sandale drăguțe, geantă și mai drăguță și haideți că trebuie să prind autobuzul din nou. Sau a doua zi sau așa ceva, doar că am dormit până acum. Pe la 4 și ceva m-a luat somnul și am decis să las laptopul deoparte să încerc să dorm. Și când m-am trezit era 7. E bine. Da, n-am mai vorbit cu voi de dimineața de când am plecat, când eram super pe fugă. Sper că ți-ai înțeles ceva din ce v-am arătat eu, outfit acolo, fancy. Dar... am fost la facultate, am rezolvat cu colocviu, acolo sunt niște chestii, pentru că mi-am făcut pedicura să vă povestesc, că mi-a dat ce nervi mi-am făcut. Așa, am rezolvat cu colocviu de practică și apoi, foarte încântată, pentru că a durat mai puțin decât mă așteptam, pe la ora 1, mi-am luat eu inima în dinți și m-am dus într-un magazin de cosmetice, de chinezărie, acela de la Potcoava, cu poșete de care v-am mai zis eu, am vorbit cu voi, fetele care sunteți din Galați și știți. Și acolo e magazin de chestii chinezești, cam asta e treaba. De la fake-uri la produse de sine stătătoare chinezești, care au ingrediente pe ele și nu sunt mega periculoase. Dar mi-am luat inima în dinți pentru că erau niște nori negri pe cer. Aveam senzația că începe furtuna, dar am zis, frate, eu vreau să-mi cumpăr chestii. Nu vă arăt ce mi-am cumpărat de acolo, pentru că vreau să fac un haul cât de curând. Plus că nu sunt chestii foarte interesante, cred că doar o chestie din alea pot să o bag în haul. M-am luat o rugopilă de unghii, niște pufuri din astea transparente pe care să mi le pun că nu mi-e plătesc părul, fiindcă fac chestia asta foarte des. În fine. Deci, treaba asta așa. Ne-am trezit la 6:30. Și știți că vă zicem eu că trebuie să mergem la plajă, dar s-au întâmplat niște chestii și n-am mai putut, așa că am dormit până acum, acum fiind ora 11, nu știu cum să-mi țin telefonul ăsta, mi se pare că era super ciudat azi. Da? E ora 11, ne-am trezit, o să fac o omletă mare, 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 fiindcă mi-e foame. Și... trebuie să filmez azi, dacă tot nu mergem la plajă, s-ar putea să mergem mai pe după amiază, dar sincer nu cred. Pentru că eu nu sunt, dacă nu merg dimineața la plajă, de obicei după amiaza nu mai fac asta. Este așa un pic meh. Încă chiar voiam să merg la plajă. Acum la somnul de la 7 la 11 am visat super urât, am visat ceva că eram la mare și nu intram în mare și eram super tristă. Și m-am trezit cu starea asta nașpa. Dar... na. Aș vrea să filmez azi, dacă filmez un clip, o să filmez neapărat și pe al doilea, pentru că am niște idei, dar, sincer, la fel, n-am chef prea mare și am timp zilele viitoare să fac asta, dar, sincer, mi-e dor să postez, deși au trecut 2 zile de când n-am mai postat. Nu știu. Da. Scuze că sunt un pic așa meh, dar asta e starea pe care o am acum. Un pic meh. Da. Și mă uit la, pe YouTube la review-ul lui Jeffree Star de la Pareta Norvina. Eu nu mă uit la Jeffree Star de obicei, dar e primul clip despre de genul ăsta în care el face review la o paletă sau ceva. Știu că are o serie care se numește Is It Jeffree Star Approved? Și până acum îmi place clipul. Îmi place mult cum vorbește și cum prezintă produsul. Chiar e ok, nu mă așteptam. N-am nimic cu el că e bărbat și se machiază sau ceva, n-are legătură, doar că m-am uitat la el la un clip la care înjura super mult și vorbea super jignitor la adresa unor persoane și m-am gândit că nu cred că e genul meu. Dar, până acum e ok, plus că paleta Norvina e superbă, superbă. Oh my god. Vreau. One day.
Nu vă mai zic nimic, revin când fac omleta sau ceva. Și să vedem, poate am chef să filmez cele două chestii. Ele ar fi super drăguțe, mai ales una dintre ele e la inima mea. Mi-am și cumpărat câte ceva pentru, special pentru tutorialul ăsta pe care vreau să-l fac. Dar nu știu, nici nu știu cum o să-l primiți, nici nu știu dacă o să-mi iasă așa cum vreau eu. E elastic ăsta. De păr. Da, haideți că vă las. Să nu vă mai țin inutil și ne auzim puțin mai târziu. Total cu plaja. Total. A început ploaia și noroc că m-am prins la timp, că eram cât pe ce să plecăm. Și s-a înnorat deodată și acum plouă. Și da, am renunțat la idee, mi-am pus ulei în păr, vreau să fac baie pe cap și îmi pregătesc niște clipuri pe care vreau să le filmez mâine. Vreau să mănânc niște pepenel, să fac porumb fiert și cam asta e treaba. Mâine filmez vreo două clipuri. Abia aștept, astăzi n-am alte treabă decât să stau să-mi pregătesc clipurile pentru mâine, adică n-am ce face. Și am avut un mare ghinion cu pepeni în perioada asta, am luat unul ieri, galben în interior, am luat unul azi, care avea mijlocul uscat și acum luăm unul, poate avem noroc de data asta și luăm și unul galben. Ăsta e planul și să vedem, poate ăștia ori fi mai buni. Da, am un cafistic. Și stau pe YouTube, mă uit la fete drăguțe. Voiam să vă mai zic că mă enervează tare de tot vara asta, deci jur. Nu știu ce naiba s-a întâmplat, adică parcă vara totuși era cald. Și nu mă refer că aș vrea să fie 75 de grade, dar frate, e soare, apoi să nori și începe să plouă, apoi iar soare zici că e luna mai. Exact la fel se întâmplă. Am înțeles că s-a schimbat climă, că s-au topit ghețari și chestii, dar mă scoate din minți. Da, sunt tristă și sunt nervoasă din cauza asta. Nu știu, cineva face chestii pe afară, nu știu dacă auziți. Se aude ca și cu, nu știu, dărâmă blocul sau ceva, sper că totuși, nu? Da. Voiam să vă întreb, voi ați găsit pepeni bune anul ăsta? Pentru că am auzit pe foarte multă lume plângându-se că tot a dat de pepeni care ori nu erau, ori nu erau copți, ori erau cruzi, ori erau stricați, ori erau trecuți, ori erau acri, ori... Deci am auzit tot felul de chestii. Da, dărâmă blocul. Bine, măcar că e un leu kilo și nu-i mare pagubă, dar frate, nu știu, parcă te enervează că îl cumperi, ok, dai 6 lei pe el, 7 lei, nu contează 10 lei, dar vii acasă, îl speli frumos, îl cari, foarte important, îl cari, și când să-l tai și tu să te bucuri și să-l pui la frigider să fie rece și gustos, e nașpa. Da, e puțin frustrant. Și să știți că mi-e atât de ciudă că n-am fost azi la plajă. Și da, puteți spune că, a, poți să mergi și mâine, dar faza e că am văzut că mâine plouă și cam nașpa. Și după aia, de mâine, poimâine, așa ar trebui să vină, știți voi ce, perioada aceea lunii. Și deși aș putea să merg la plajă și așa, nu știu, când merg la plajă vreau să fiu full, să nu mă doară burta, să n-am nicio problemă, ce mână mare pare că am. Dacă o țin așa, zici că e imens. Da, bat câmpii. Hai de vara, hai cu vara, hai cu vara, că n-am făcut degeaba clipul ăla cu machiajul și cu hashtag-ul. Hai cu vara! Hello! Azi n-am prea vorbit cu voi pentru că nu prea am avut chef, sincer, pentru că v-am zis, a fost treaba aia cu plaja dimineața și m-aș enerva că a plouat și chestii de genul, dar seara a fost mai productivă decât toată ziua în general, pentru că am făcut niște exerciții pentru picioare. Eu v-am zis că de obicei merg la sală vara, până acum nu am reușit să merg, o să merg, cred că, prin luna august, așa. Și din când în când mai fac genoflexiuni, fandări și alte exerciții. Am făcut și baie pe cap, am stat cu masca, cred că în jur de 3 ore, nu cred că am stat niciodată în halul ăsta, în 3 ore și pentru că m-am luat cu treaba. Am făcut cartofii aia care, apropo, au ieșit super buni și nu s-au lipit de tavă pentru că am folosit hârtie de copt. Foarte buni. Și acum vreau să îmi desprind părul să-mi aplic niște chestii în el și mă gândeam să vă arăt și vouă, dar
uite, motocicleta, dar a fost seara de pensat, eu mă pensesc cam o dată pe săptămână și voiam să vă zic că eu folosesc aceste benzi depilatoare pentru față de la Farmec, acestea care sunt cu extract de orhidee și eu eram cât de cât mulțumită, ia să văd dacă așa se vede mai bine, nu. Eram cât de cât mulțumită de ele până când am auzit la cineva pe YouTube, nu mai știu cine, că zicea că nu-i foarte mulțumită și că îi se pare că nu, cred că la Teo Stănescu, nu mai știu sigur, zicea că îi se pare că nu sunt mulge firele cum trebuie și mi-am dat seama că nici eu nu sunt foarte mulțumită, adică eu de obicei folosesc, așa arată o bandă, folosesc banda și apoi smulg firele cu penseta care recunosc că sunt destul de multe și am nevoie de o lupă să le smulg pentru că le rupe mai mult. Și m-am gândit că, na, e mulțumitor, e 11 lei cutia, nu am mâna ce să cer, cam un leu banda, e ok. Dar acum sunt super ambiționată să le încerc pe cele de la Vit, mai ales că astăzi mi-a lăsat o fată în comentarii la clipul cu produse terminate, care este un clip foarte vizualizat, observ. Mi-a spus că ea a detestat total aceste benzi depilatoare, mai ales acestea cu orhidee de la Farmec și că mi le recomandă pe cele de la Vit. Așa că după ce mai folosesc și treaba asta, mă duc și le cumpăr pe acelea și să văd și eu care e treaba, care e nebunia cu ele. Acum, după ce o să-mi desprind părul, vreau să-mi aplic și serul ăsta cu vitamina C de la Cosmetic Plant. Este acela varianta uleioasă pe care v-am arătat-o eu într-un vlog. Ia stați să văd dacă pot să pun focus să o vedeți. Ia. Merge? Da, nu vrea. Apoi îmi aplic crema, care e asta din aceeași gamă, și îmi aplic și crema de corp tot de la ei. Am o gamă întreagă. Nu vă spun acum foarte multe despre ele pentru că vreau să fac un videoclip în care să vă vorbesc despre produsele cumpărate recent. Cred că l-ați văzut, nu știu sigur, eu am de gând să-l filmez mâine. Puteți să vă uitați pe canal dacă sunteți curioase, s-ar putea să fie. Și da, haideți să nu mai pierdem vremea, să-mi desprind și eu, să-mi desfac de fapt părul. În prezent e cam 10 și ceva seara. Ia stați să văd. Da, e 10 jumate și într-o oră jumate cred că mă culc, deci aș vrea să fie cât de cât uscat părul meu, nu-mi place să mă culc cu părul. Și-s curioasă cum stă după ce am stat atât de mult timp cu masca. Așa, deci l-am ținut în turbanul ăsta, eu de obicei folosesc ambele părți ale turbanului și stau cam 10-15 minute cu fiecare parte. Iar apoi, așa, aplic treaba asta, Gliss Hair Repair, Oil Nutritive, de data asta l-am pe acesta auriu cu keratină lichidă și uleiuri nutritive, bla bla bla. Pentru păr mai lung și îți unește vârfurile despicate. Tâmpenii. Oricum, îmi place să folosesc produse de genul ăsta cât am părul rud, pentru că mă ajută să-l descurc. Nu că ar fi el încurcat, pentru că eu mă fieptăn mereu înainte să fac baie. Și îl aplic așa, nu aplic foarte mult, aveam o perioadă în care puneam cu kilul. Și nu mai stătea nicicum, așa mi se părea cel puțin. Apoi îl masez. Și mâine nu cred că îmi coafez părul. Vreau să-l las, o să-l împletez și vreau să-l las așa, pentru că tutorialul pe care o să-l fac, pe care cred că l-ați văzut, deși nu știu sigur, vi le las în descriere dacă le-am făcut pe amândouă. Dacă le-am postat pe amândouă, stați un pic. Așa. Pentru că știu că nu-l coafez mâine, o să aplic și ulei de păr. Câte o pompiță, eu l-am pe acesta de la Farmec Argan Plus, mi se pare că uleiurile de păr mă țin o veșnicie, cred că se termină în 1000 de ani. Și aplic o pompiță jumate pe fiecare parte. Când am părul lung nu prea îmi dau seama cât ulei trebuie să aplic, așa că trebuie să am grijă că mie tot îmi vine să pun și mă trezesc cu părul slinos. S-a întâmplat, să știți. A, apropo, dar cred că știți chestia asta, poate sunt unii care nu știți, nu folosiți uleiuri ca atare pentru păr după ce îl spălați, de genul, nu știu, să vă cumpărați ulei de cocos sau ulei de, nu știu, migdale sau așa să vă aplicați în păr, pentru că au, asta nu mai știu, cred că am văzut într-un clip de Rosolin Sfătlat, au ceva, molecula mai mare și nu intră în păr, adică dacă, nu știu, voi l-aplicați pe părul lud după ce v-ați spălat ca să-l hidratați, apoi când se va usca o să vedeți că părul este unsuros. Așa că vă recomand să vă luați o treabă de asta. Nu știu, puteți să găsiți și de la 15 lei. De exemplu, cel de la Calu se place mie foarte mult. Are mai multe variante. Ăsta e mișto, care costă în jur de 25 de lei. Și vă ține, vă garantez că dați, nu știu, 25 de lei, 30 de lei și vă ține, cred că mai bine de un an.
Pe mine mă ține cam, nu știu, câteva 6-7 luni, pentru că eu îmi aplic ulei de păr zilnic. Acum fiecare știe mai bine. Și în mod normal mi-aș pieptăna părul, chiar dacă e ud, pentru că v-am zis, nu e încurcat, nu are de ce, îl pieptăn mereu, înainte de baie, în timpul băii. Dar nu pot să-l pieptăn acum, pentru că peria mea de spălat este la spălat. Mi-a fost prea lene să o spăl, așa că o să mă duc în baie și o spăl și apoi îmi descurc părul. Revin. Mi-am spălat peria de păr. De fiecare dată când fac baie îmi spăl peria de păr. Am o periuță mică din aceea de pantofi sau ceva. Și o spăl cu șampon Head & Shoulders. Fiindcă la curăță bine, știu sigur. Și acum e curată, miroase bine. Am peria asta de păr de foarte mulți ani. E în stare ok, na, sau cam îndepărtat așa perii ăștia. Și sincer aș vrea super mult să-mi cumpăr alta, dar parcă sunt picat așa de ea. Și plus că tot am vânat reduceri în DM, dar n-am găsit. Ea în mod normal costă 30 de lei sau 25 de lei. Și sincer cred că m-aș orienta după altă perie, o ambulanță. După o perie care are și păr natural în ea, pentru că am înțeles, de exemplu, păr din acela de mistreț. Am înțeles că e bun pentru păr să te piepte cu așa ceva, fiindcă ce face? Întinde uleiurile de la rădăcină spre vârfuri și stimulează circulația din cap și chestii din astea de pe scalp. Dar până atunci mă mulțumește peria asta destul de mult. Îmi place că descurcă părul. Ea normal este pentru păr creț. Ca să nu tragă părul. Și de obicei încerc și mă pieptăn de la vârful spre rădăcină. Aici am un mic nod. Nu trag de păr. De obicei după ce mă pieptăn pe păr ud, mă uit la perie să văd dacă mi-a căzut un fir de păr. Și să știți că rar se întâmplă, fiindcă mie mi se pare, nu știu, mie mi se pare că spălatul pe cap e așa ca un refresh, e ca și cum te-ai demachia și poți să o iei de la capăt, adică orice tâmpenie ți-ai făcut în cap, dacă te speli, îți cad firele care trebuie să cadă, ți se duce tot kilul de șampon uscat pe care ți l-ai dat, tot uleiul. Sunt curioasă cum o să-mi stea părul, dacă o să stea drept ondulat după ce am stat atâta timp cu masca vieții. Chiar sunt curioasă. Da, și cam asta e treaba. Eu v-am zis, îmi las mereu părul să se usuce natural și de obicei stau cu peria lângă mine și odată la 5-10 minute îl mai pieptăn, ca să se usuce destul de drept, să nu fie. Dar oricum, mie de când mi-a crescut părul, mi se usucă destul de drept, adică pot să stau lejer cu el așa cum se usucă. Acum e alegerea mea dacă vreau să-l întind, să-l ondulez. Dar v-am zis, în seara asta îl împletesc după ce se mai usucă. Da, mâine sper să am energie să filmez ce vreau eu. V-am zis, trebuie să filmez două videoclipuri. Problema ar fi că mâine trebuie să se întâmple niște lucruri feminine care se întâmplă o dată pe lună și chestia asta s-ar putea să mă încurci un pic. Dar eu sper să nu, sper să am energie și să iasă cum vreau eu. Sper să fie soare și să nu mai plouă. Asta chiar îmi doresc foarte mult. Cam asta e treaba. Noi ne auzim mâine. Nu știu exact ce fac, sper să fie o zi interesantă, poate mai interesantă ca azi. Dar oricum, noapte bună și ne auzim imediat! Cu voi, cred că n-am filmat nimic din câte mi-am amintesc eu. Tocmai am terminat de filmat primul tutorial, primul clip și anume un tutorial inspirat de Ariana Grande. Nu v-am zis nimic până acum pentru că nu eram sigură dacă vreau să-l fac și m-am hotărât între timp și asta este ceea ce a ieșit. Nu prea iluminăm camerele fiindcă strase alea, dar eu sunt mulțumită de ce a ieșit, arată bine. M-am simțit că în timpul tutorialului, sper să nu se simtă chestia asta. Am și gene false. Sunt foarte fancy. Și acum trebuie să mă gândesc cu ce mă îmbrac, să-mi las un pic telefonul la încărcat ca să pot să mă apuc să filmez al doilea clip, care cred că este un haul de cosmetici în care vă împărtășesc și câteva păreri despre ce produse am încercat eu în ultimul timp. Și cam asta e situația. Mă dor un pic burta, nu mă simt foarte bine, v-am zis.
O să mi se facă cu foame în curând, presimt. Vreau să filmez clipul și să mă apuc să editez și astăzi îl pun pe asta cu Ariana Grande, fiindcă sunt entuziasmată rău. Să văd cum reacționați voi în primul rând. Asta e marea mea curiozitate, așa. Și plus că sunt curioasă și eu cum iese. Nu știu cum vedeți mai bine dacă așa, așa. Cred că m-am întors invers, da. Haideți, ne auzim mai târziu. Stau și aștept 100 de ani să se export odată clipul. Ăsta e niște ruși, ca să-l pun și eu la procesat pe YouTube, să-l vedeți. Ah, simt cum se demodează tricoul pe mine. Și da. A fost o zi cam fără vlog. Nu prea am vorbit cu voi astăzi. De fapt, vlogul ăsta a fost un pic nevorbit așa, pentru că nu știu, am fost așa în perioada dinainte de, știți voi ce, perioada aceea lunii și nu prea am avut chef de vorbit așa. Toată ziua, bună ziua, oh my God, s-a exportat minune, oh my God! Yes! Da, cum spuneam, n-am prea am avut așa chef de vorbit, pentru că am avut chestii de făcut, ba, n-am avut chef, dar astăzi am filmat două videoclipuri și pe unul îl postez în seara asta, pe unul mă apuc să-l editez imediat după ce îl public pe ăsta și după aia în timp ce se exportă celălalt de pe programul de editare, vreau să-mi fac niște paste cu ton, fiindcă nu știam ce să mănânc în seara asta și am căutat pe net, cum am scris, rețete rapide de vară sau ceva, ca să-mi dea idei, pentru că nu aveam nicio idee ce aș putea să mănânc în seara asta. Și am văzut acolo niște paste cu ton și zic, gata, aia e. Și am acum ton, suc de roșii, spaghete, lămâie, chestii și vreau să-mi fac și o limonadă mare și rece cu suc, cu apă, care văd că nu e la rece. Am luat și o bucățică de pepene, sper să fie bună. Și, na, cam asta e treaba. Sper să vă placă clipul. Dacă nu știți despre ce clip vorbesc și din întâmplare vă place Ariana Grande, uitați-vă la mine pe canal, că e acolo. Da, dragilor. Haideți, ne auzim mai târziu, că mă pun să pun și eu clipul ăsta pe YouTube. Poate totuși îl vedem. E 9 jumate și n-ar fi rău să-l pun până totuși la 12 noaptea, zic. Bune pastele, cam dulci de la sosul de roșie, dar bune. Și voiam să vă arăt cu cine iau eu cina în această seară. Da. Astăzi când filmam tutorialul cu Ariana, n-am fost atentă și a căzut pe jos și s-a spart fardul ăsta. Ăsta s-a crăpat. Și arată în felul cum arată. Vreo 5 minute am stat șocată și apoi a trebuit să-mi revin, fiindcă a trebuit să filmez în continuare, dar da. Mi-a frânt un pic inima, ce-i drept, sincer. Și da, asta voiam să vă mai zic pentru seara asta. Cred că închei vlogul aici. Am făcut un vlog pe 4 zile. Cred că 4 zile sunt de când am început vlogul. Eu, să știți că încă sunt machiată și am genele astea false. Și sunt atât de incomode și se simt atât de nenatural. Sunt așa... Zici că mângâi un ursuleț de pluș. Foarte nenaturale. Mă rog, au fost și 10 lei. Proastă idee să le cumpăr. Oricum, acesta a fost vlogul. Mulțumesc mult că v-ați uitat și că m-ați suportat cele 4 zile pe care le-am petrecut împreună. Dușmani. Să vedem zilele viitoare ce o să se întâmple. E posibil să fie niște vloguri interesante, e posibil să fie niște vloguri neinteresante. Veți vedea. Până atunci, să aveți o zi sau o seară minunată și ne revedem la următorul videoclip.